Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade și la mulți ani pe 2024. Astăzi vom discuta despre cele mai interesante aspecte pe care le aduce luna ianuarie cum trebuie să ne poziționăm. Este o lună foarte importantă, o lună în care avem multe zile portal, după cum deja știm, și nu în ultimul rând, o lună în care este foarte important să fim într-o armonie cu elementele și cu evenimentele și cu toate aspectele astrale. Alături de noi în plato astăzi se află Ingrid Baciu. Bună ziua, Ingrid, și la mulți ani! Bine ai venit! Uh, astăzi spuneam, Ingrid, că vom discuta despre toate elementele foarte importante pe care trebuie, de care trebuie, de fapt, să ținem cont în 2024. Este un an care vine cu un potențial important, cu mare putere. Primele două luni ale anului sunt luni destul de încărcate din punct de vedere astral, luni în care se pot... Energia este foarte accelerată, este foarte dinamică, deși se presupune că sunt luni în care stăm mai relaxați. Și, de asemenea, două luni, ianuarie, februarie, în care trebuie să ne dăm seama de anumite lucruri, trebuie să înțelegem cum să ne poziționăm față de Univers, față de noi înșine. Sunt luni în care uh, uh, se pot uh, deconspira lucruri, putem să aflăm ceva, putem să aflăm lucruri interesante chiar despre noi înșine. Sunt două luni foarte importante și pentru a, a face tot felul de a, ritualuri, a, pentru a ne introspecta, pentru a înțelege ce se întâmplă cu noi sau ce s-a întâmplat. Se presupune că bilanțul deja l-am făcut la sfârșitul anului 2023 și că acum începem în forță oarecum este totul a, lămurit, să spunem așa. De fapt, ideal ar fi să fie totul lămurit. Avem și o lună nouă, vom discuta despre ea peste câteva zile, foarte importantă, foarte interesantă. Dar, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem cum și care este energia care ne favorizează în 2024, energie strâns legată de energia lui 2023 și chiar și de energia lui 2025, practic am cum am sfârșit anul 2023, ne dă o informație despre modul în care trebuie să-l începem pe 2024. Tu cum vezi lucrurile? Apropo, vorbind despre această trecere și despre acest început de an, care se vrea un început de an. Foarte dinamic și foarte consistent din punct de vedere energetic. Adică, cât de important este, după părerea ta, Ingrid, să știm cum am terminat anul 2023 și ce avem de făcut în 2024. Mai exact, să nu începem haotic noul an sau așa cum credem noi, ceea ce s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu ceea ce ar trebui. Anul 2023 a avut foarte multe descărcări karmice. O descărcare karmică nu înseamnă recompense, înseamnă reglaje reglaje la nivel energetic, omul cu sine, omul cu Dumnezeu, omul cu ceilalți. Uh, universul a avut tendințe manifeste și absolut neîntrerupte de a, de a, de a favoriza aceste reglaje. Uh, finalul de an i-a uh, prins pe majoritatea oamenilor cu uh, chestiuni în derulare, cu, cu, cu acțiuni în derulare cel mai adesea neîncheiate, dar măcar cu destule conștientizări. Începutul de an 2024, care oricum este pe elementul foc, este un element foarte important în acest an, atrage atenția. Îmi, îmi, îmi părea chiar foarte rău, vedeam ce s-a întâmplat în Japonia, ce s-a întâmplat deja în anumite lucruri ale lumii. Această dinamică a energiei trebuie să îți dea de înțeles că dacă nu ai înțeles în anul 2023 să folosești ceea ce se numește energia vitală. Energia vitală, astfel încât să o pui în scopul conștientizării, eliminării tuturor superficialităților, cel puțin a celor de fond, care au făcut fundamentul gândirii și acțiunilor tale, s-ar putea, din păcate, să nu mai ai timp să faci acest lucru, pentru că dinamica a pornit în forță nu de anul trecut, de niște ani, de prin 2020, trăim într-un portal aproape, avem un portal absolut cosmic pe specie, nu neapărat pe individ. Dar ce să vezi, implicit, fiecare individ este cumva cointeresat în ceea ce se întâmplă. Destul de mulți oameni, destul de mulți oameni au avut ceea ce putem numi revelații. Dom'le, ce se întâmplă? Ca anul ăsta nu am niciodată. Au apărut chestiuni absurde, chestiuni aparent de nerezolvat. De ce nu poți să ieși dintr-o anumită paradigmă, dintr-o anumită. Îi spunem, din acel blocaj, din acea, da? Uh, repet, foarte mulți oameni au încheiat anul, nu neapărat rezolvăm problemele, dar măcar au avut foarte multe conștientizări. Cea de bază însemnând, așa nu se mai poate. Corect. Așa nu se mai poate. Și ai văzut că în anul 2023, din, punct de vedere, din punctul de vedere al astrelor, aproape săptămânal, aceeași repetiție. Schimbă ceva, schimbă ceva, schimbă ceva, schimbă ceva. Astrele. Uh, au determinat aproape că te-au obligat să faci lucrul ăsta, nu lăsându-te fără ajutor. Ai văzut întotdeauna, a fost un aspect, trebuie să faci așa, este obligatoriu, dar uite, vine și ajutorul. Da? 2024 vine pe. 2024 vine, vine de fapt pe ce își dorește Universul, ca energie, planeta. Repet, nu suntem singuri pe această planetă, există, dacă am putea să ne imaginăm, un consiliu planetar. Fiecare specie are ceva de spus în acest univers și pe această planetă. Omul crede că poate face lucruri fără să-l tragă nimeni la răspundere și de multe ori nu are habar că propriul lui spirit îl trage la răspundere. Acum, în marele conglomerat de, de spirite, lucrurile au fost decise la nivel planetar. Dacă omul vrea să înțeleagă bine, dacă nu, nu știu ce mai putem face... Nu este un an ușor, deloc ușor. Este un an în care lucrurile vor fi dintr-o dată față în față a învățat lecția rezolvă. E un an plin de Voi folosim cuvânturi, de eliminări.